vreau să arunc motivul pentru care am convocat de îndată această ședință. Sunt cele patru hotărâri de Consiliul Județean care se referă la aplicația POIM. E vorba de o aplicație extrem de importantă ce aduce în județul Bacău 430 de milioane de euro pentru reabilitare apă și canal. Suntem în fază în care acest proiect e copt, e depus la minister, ni se cer ca să putem încărca în program, în MySmith, ni se cer hotărârile de Consiliul Județean, Consiliul Local, pentru toate unitățile implicate. Sunt 41 de localități și cred fiecare în funcție de ceea ce s-a propus și a acceptat Jaspersul. Cred că poate a rezolva o problemă extrem de importantă atât pentru municipiul Bacău, cât și pentru județul Bacău. Ca atare, asta a fost motivul, n-am mai citit din... Asta e motivul pentru care am convocat de îndată. De asemenea, am rămas, sunt prezenți la ședință 35 din 36. Am invitat pentru explicații suplimentare pe doamna director Chiper, doamna director adjunct, director general adjunct Raluca Popa, aparatul de specialitate, doamna director Gireadă, domnul Silviu Botez pentru proiectul care îl are și dânsul de prezentat. Ca atare o să citesc ordinea de zi, rămăsesem în urmă cu cele trei procese verbale, așa că figurează pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din data de 28.10.2020, mă refer la procesul verbal de învestire a fiecăreia dintre dumneavoastră și inclusiv a mea. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din 29.10.2020. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 04.11.2020 și la punctul 4, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 87 din 2013 pentru aprobare regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean cu modificările și completările ulterioare. Aici o să facem o pauză pentru a îndeplini procedura legală și în timpul ăsta ne mai putem configura tabletele. Punctul 5. Proiectul de hotărâre pentru desemnarea în vederea nominalizării de către prefect prin ordin a reprezentanților Consiliului Județean în calitate de membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020-2024. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Proiect de hotărâre... Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiectul și contribuții proprii a județului Bacău pentru proiectul dezvoltare infrastructurii învățământ special online în județul Bacău, cod SMIS 144-940, care o să-l prezinte domnul Silviu Botez, și cele patru proiecte de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, precum și indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliului Județean și a participării Consiliului Județean Bacău la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de evoluție a tarifurilor conform rezultatelor analiză cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului CJ să susțină și să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău
și aprobarea planului de evoluție a tarifelor, proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 a terenului în suprafață de 1900 de metri pătrați pentru construcția unei noi stații de pompare într-un amplasament nou, SP1, de pe aducțiunea Bacău Sud. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? S-a reușit prin tabletă, doamna Cosma? Deci vreau să vă spun unul, tocmai asta e că o să încercăm, ținând cont că evoluția pandemiei la nivelul județului Bacău este destul de alarmantă, de asta am încercat să dau tablete, să modific și regulamentul, să putem vota și online și să putem vota și deschis și secret prin tablete. Acum facem, am achiziționat un soft care să ne asigure securitatea votului, e trecut în regulament, o să urmeze după aprobarea celor trei procese, după supunerea la vot, mai exact, a celor trei procese verbale, o să urmeze și regulamentul care prevede lucrul ăsta. Abțineri? Voturi împotriva? Mulțumesc frumos. Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată, așa că o să trecem la primul punct. Pentru ședința de astăzi, deci aprobarea procesului verbal la ședința extraordinară din data de 28.10.2020. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobat. Mulțumesc. Aprobarea procesului verbal la ședința extraordinară din data de 29.10.2020. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Griscu? Domnul consilier? Deci, în unanimitate a fost aprobat. Mulțumesc. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 04.11.2020. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci, 1, 2, 3 abțineri, corect? 1, abțineri. 1, 2. Deși procesul verbal din data de 04.11 a fost adoptat, a fost aprobat. 3 abțineri, ca să știu să nu greșim. 3 abțineri, mulțumesc. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 87 din 2013, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău cu modificările și completările ulterioare. Doamna secretar general, vă rog să prezentați referatul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Consiliul Județean Bacău a aprobat prin hotărârea 87 din 2013, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la acea dată, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău. De la data adoptării hotărârii mai sus menționate, cadrul legislativ care reglementează organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale a fost amendat în mod succesiv, regulamentul Consiliului Județean fiind modificat și completat ulterior pentru reflectarea cât mai fidelă a legislației în vigoare. Ultimele modificări importante care privesc regulile de funcționare ale autorităților administrației locale au apărut prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 61/2020 privind completarea Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 57 privind Codul Administrativ. Modificările introduse de către acest act normativ vizează în principal posibilitatea desfășurării ședințelor consiliilor locale, respectiv județene, prin mijloace electronice, precum și clarificarea dreptului consilierilor locali județeni de a participa la ședințele autorităților deliberative locale prin intermediul oricăror mijloace electronice. În nota de fundamentare care a stat la baza adoptării acestei ordonanțe de urgență a Guvernului 61/2020, se arată că decretul președintelui României numărul 195 privind instituirea stării de urgență prevedea la articolul 50 din anexa 1 că
Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității, astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. De asemenea, articolul 51 alineat 1 din aceeași anexă precizează că autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire. Aceleași prevederi au fost menționate și în cadrul anexei număr 1 a decretului președintelui României 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României în cadrul articolului 83, respectiv 84, alineatul 1 și 2. Se mai arată că, prin ordonanțele militare numărul 2, numărul 3 și numărul 4 din 2020, precum și numărul 9 și numărul 10, au fost prevăzute o serie de măsuri de primă urgență cu o aplicabilitate graduală, cu referire expresă la limitarea circulației persoanelor în scopul prevenirii propagării COVID-19. În contextul arătat, pornind de la necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care instituie măsuri menite să restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mai mare de persoane prin utilizarea unor modalități alternative pentru desfășurarea activităților autorităților administrației publice locale, legiuitorul delegat a adoptat Ordonanța de Urgență a Guvernului 61/2020, luând în considerare, astfel cum rezultă din nota de fundamentare, necesitatea de a asigura stabilitatea funcționării autorităților deliberative, precum și posibilitatea ca aceste autorități să își poată îndeplini în mod eficient misiunea lor de a rezolva problemele de interes local pentru colectivitățile care le-au ales. De asemenea, în același document se arată că modificarea și completarea codului administrativ se realizează în vederea clarificării dreptului consilierilor locali sau județeni, după caz, de a participa la ședințele Consiliului Local sau Județean, după caz, cât și la ședințele comisiilor de specialitate ale autorității deliberative prin intermediul oricăror mijloace electronice, în special pe perioada stării de urgență, dar și ulterior după încetarea acesteia. Astfel, prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență în cadrul codului administrativ, este stipulat în mod expres faptul că aleșii locali sunt considerați prezenți la ședințele consiliilor locale, respectiv județene, și prin intermediul mijloacelor electronice și, în plus, se reglementează faptul că, în cuprinsul documentului de convocare la ședințele consiliului local sau județean, după caz, vor fi precizate informațiile privind modalitatea de desfășurare a ședinței, precum și locul desfășurării și aplicațiilor electronice folosite în funcție de modalitatea de desfășurare a ședinței. În condițiile impuse de situația actuală, ce impune reguli speciale de securitate sanitară, este necesar ca ședințele Consiliului Județean Bacău și ale comisiilor de specialitate, precum și procedurile de exprimare a votului consilierilor județeni, să se desfășoare prin mijloace electronice pentru a evita riscul de extindere a pandemiei. Astfel, pentru desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului Județean Bacău în sistem online, a fost întocmită procedura privind desfășurarea prin mijloace electronice a ședințelor Consiliului Județean, care respectă setul de bune practici recomandat de CISCO, care au ca scop asigurarea atât a unui nivel ridicat de securizare, cât și transparența asupra modului și procesului de desfășurare a acestor ședințe. CISCO Webex este o soluție de conferință online video-audio creată de Webex Communication Inc., o subdiviziune a companiei CISCO Systems, care oferă servicii privind colaborarea la cerere, întâlniri online, conferințe web și conferințe bazate pe aplicații video. CISCO Systems se ocupă de proiectarea și realizarea tehnologiilor și serviciilor în domeniul telecomunicațiilor și ocupă o poziție de lider conform analizelor Gartner Group în 2020 în categoria furnizorilor de soluții de conferințe online, Meeting Solutions. CISCO Webex oferă o serie de avantaje pe care nu le găsim la alte soluții din această categorie, cel mai important fiind securitatea pe care o asigură prin tehnologii de criptare end-to-end a comunicațiilor dinspre echipamente, fapt pentru care a fost aleasă de către instituții și agenții guvernamentale din întreaga lume, care se bazează pe CISCO Webex pentru a simplifica procesele de afaceri și de comunicare. Toate comunicațiile care se realizează în cadrul întâlnirilor Webex sunt criptate cu chei de criptare, fiind astfel una dintre soluțiile acceptate în mediul guvernamental și a fost implementată ca soluție de desfășurare a ședințelor de Consiliul Județean de către mai multe UAT-uri județene din țară. Am dat, spre exemplu, în Timiș, Constanța, Gorj.
Pentru funcționarea corectă a aplicației, Consiliul Județean Bacău a pus la dispoziția consilierilor pentru desfășurarea online în bune condiții a ședințelor de Consiliul Județean tablete configurate astfel încât să permită utilizarea soluției propuse. Față de cele menționate, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 87 din 2013 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău cu modificările și completările ulterioare. Mulțumesc, doamna secretar general. Supun la vot punctul 4. Vă rog, domnul... Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, stimați colegi, observați, mai punem cei care au mai activat în Consiliul Județean, pot observa că mai pun un petec la haina aia și așa peticita regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Este din 2013, au trecut 7 ani, de mult trebuia să actualizăm, chiar ordonanța prin care s-a adoptat codul administrativ, dădea un termen de 90 de zile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare. Și asta însemna în octombrie 2019. Nu mai putem aștepta. Și în acest sens, grupul Consiliilor Liberale a inițiat un proiect de hotărâre prin care să se constituie o comisie de revizuire formată din 7 membri, câte un reprezentant al fiecărui partid care să lucreze la acest regulament de organizare și funcționare și, într-un timp rezonabil, să-l supună, să-l predea președintele, pentru că președintele îl poate propune spre aprobare Consiliului. Vom depune acest proiect de hotărâre la secretariat, la doamna secretar, și sper să avem sprijin aparat. Sunt convins că vom avea sprijin aparat de specialitate ca acest proiect de hotărâre să fie de cât mai repede, nu chiar de îndată, la dispoziția noastră să-l votăm. Mulțumesc! Da, domnul consilier județean, depuneți la secretariat, la doamna secretar general. Acum putem trece la vot, da? Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc. Deci în unanimitate. E cineva împotriva? Nu, am văzut că toată lumea a ridicat. Modificările la regulament au fost adoptate. Mulțumesc frumos. O să facem o pauză scurtă, cât să îndeplinim condițiile legale de transmitere către prefectură pentru a avea, avea efect această hotărâre, acest regulament. Mulțumesc mult! Între timp o să vă rog să vă configurați tabletele ca să putem, avem două ordine pe, două puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret. Și vrem să facem o simulare. Mulțumesc! Consiliar, o să vă fac o prezentare domnul profesor Fotache, cum va funcționa votul. Suntem conectați 31? Da, 31. Bine, mulțumesc. Dau citire punctului 5 din ordinea de zi. O să prezinte referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea în vederea nominalizării de către prefect prin un pic de liniște. Prin ordinea reprezentanților Consiliului Județean Bacău, calitate de membri Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău, pentru mandatul 2020-2024. Aici o să vă rog să faceți propuneri de membri. Da, vă rog, domnul Praoț. Ca și vicepreședinte, propunem pe domnul Gelu Panfil, iar celorlalți trei membri, domnul Patechi, domnul Boca și domnul Marius Cezaru. Mulțumim. Mulțumesc. Partidul Liberal, vă rog, aveți alte propuneri? Are cineva și alte propuneri pe partide?
Da, vă rog, domnul Nichita, rog. Da. Deci, pe buletinul de vot o să fie ca membru, da? Sau ca președinte, ca în, membru, da? Ok. Am înțeles. Haideți să consemnăm lucrul ăsta, să-l trecem în online, ca să putem trece la vot. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Da, domnul Nichita, vă rog. Bine, mulțumesc. Deci, acum e propunerea făcută de domnul Silviu Pravăț. Asta e sondajul cu trimite, cu prezența. Prim. Dar trebuie să primită toată lumea ca toată lumea să fie prezent. Mai sunt 6 persoane, 5. Deci a fost trimis un vot, intrați. Vă rog să vă uitați pe tabletă să vedeți dacă v-a fost consemnat prezența, consemnată prezența online. Conform regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică, aprobat în hotărârea Guvernului numărul 787 din 2002, denumit în continuare regulament, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie și funcționează pe lângă fiecare Consiliu Județean și care își desfășoară activitatea în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează. Mandatul membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică este valabil până la următoarele alegeri locale pentru Consiliile Județene, urmând ca după alegeri să fie desemnată o altă componență pentru o perioadă de 4 ani. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură, prin activitatea sa, reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate publică. În conformitate cu prevederile articolului 3 din regulament, pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică, prefecții desemnează prin ordin un comitet de organizare din care fac parte subprefectul, unul dintre vicepreședinții Consiliului Județean, trei consilieri și un reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean. În acest sens, prin adresa numărul 22.486 din 2020, înregistrată la Consiliul Județean Bacău, sub numărul 17.319/2020, instituția prefectului județul Bacău a solicitat desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean și a unui număr de trei consilieri județeni ca membri ai Comitetului de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău. Potrivit articolului 139 alineatul 6 și articolul 182 alineatul 4 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea în vederea nominalizării de către prefect prin ordin a reprezentanților Consiliului Județean Bacău în calitate de membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020-2024. Mulțumesc, doamnă secretar. S-au făcut propunerile. O să facem domnul Potache. Dacă primiți buletinul cu nominal ca să trimitem pentru vot secret, cei care au fost nominalizați. Da? Da, ok. Mulțumesc. Și anunțăm când începe sesiunea de vot. Mulțumesc. Că înainte de a se forma ATOP-ul, se stabilește o comisie de organizare. Acea comisie de organizare pe care astăzi s-a propus nu poate să facă decât nominalizare care sunt prevăzute în lege. De fapt, eu va face ceea ce spune lege. Ulterior, aceasta nu va mai funcționa ei. Și urmează ca în următoarea ședință să mergem pe hotărârea de organizare a topului cu propunerea așa cum prevede legislația în vigoare. Deci această comisie este doar de a constata cine are dreptul și cine nu are dreptul și de a nominaliza. Va nominaliza inspectorul și cei care au drept, sunt de drept în comisie. Dacă sunt neclarități, vă rog să-mi spuneți.
Consiliul Județean Bacău, Secretariatul Tehnic, procesul verbal numărul 17.836 din 10.11.2020, încheiat astăzi cu ocazia numărării voturilor estimate pentru desemnarea în vederea nominalizării de către prefect prin ordin a reprezentanților Consiliului Județean Bacău în calitate de membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020-2024. S-a constatat că au fost estimate un număr de 32 de voturi, din totalul de 37, la vot participând efectiv 32 de aleși. Votul s-a exercitat cu respectarea normelor privind asigurarea secretului acestuia și a procedurii, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 179 din 10.11.2020. În urma numărării voturilor a fost furnizat următorul rezultat. Panfil Gelu Ionuț, apartenență politică PSD, număr de voturi obținute 27. Domnul Boca Laurențiu, USR, 28 de voturi. Păslaru Marius, PNL, 27 de voturi. Patrick Emilian, PSD, 27 de voturi. Conform articolului 182 alineatul 4, raportat la articolul 139 alineatul 6 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile hotărârii Consiliului Județean numărul 179 din 2020, au fost desemnați în vederea nominalizării de către prefect prin ordin a reprezentanților Consiliului Județean Bacău în calitate de membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2020-2024, următorii domni. Domnul Panfil Gelu Ionuț, vicepreședinte, domnul Boca Laurențiu, domnul Păslaru Marius și domnul Patrick Emilian. Mulțumesc, domnul secretar general, pe ceva punctul 6 din ordine de zi. O să vă rog să prezentați referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 187 alineatul 1 din legea numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicate cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Spitalului Public funcționează un Consiliu de Administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. Potrivit alineatului 2, litera B și alineatului 5 al aceluiași articol, la spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, Consiliul Județean desemnează în Consiliul de Administrație 2 reprezentanți în calitate de membri titulari, precum și 2 reprezentanți în calitate de membri supleanți, din care câte unul din fiecare categorie, titular, supleant, să fie economist. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Deci o să vă rog să faceți propuneri. Partidul Liberal, Pro-România sau USR Plus, dacă aveți propuneri, vă rog să le faceți acum. Vă rog. Deci vreau să țineți cont de faptul că poate fi de oriunde, dar să reprezinte, sunt niște și parte de economist. Unul, indiferent de ce profesie are, și al doilea să fie economist. Mulțumesc. Doamna Roxana Hârțescu, doamna consilier județean. Vă rog. Da, mulțumesc. Din partea grupului consilierilor PSD, aș dori să-l propun pe domnul dr. Dobreci Lucian, conferențiar universitar, doctor în științe medicale. De asemenea, știți prea bine cu toții, deține o clinică de recuperare medicală în Bacău, deci consider că nu mai are nevoie de o altă prezentare. Cea de-a doua propunere este doamna Smarandache Roxana. Doamna este manager de dezvoltare în rețeaua de sănătate Regina Maria și, cel mai important, este membru în Comisia de Evaluare ANMCS, respectiv Autoritatea Națională pentru de Management al Calității în Sănătate. Așadar, consider experiența domniei sale de un real folos pentru efectuarea pașilor necesari și corecți în vederea obținerii acreditării. Consider aceste două propuneri mai mult decât justificate, iar experiența celor doi de un real beneficiu, mai ales în contextul pandemic actual. Mulțumesc!
Mulțumesc, doamna consilier județean. Vă rog, dacă aveți propune. E obligatoriu economist? Sau da, recomand. Unul economist și unul orice altă propune. Vă rog. Sigur. La grupul Partidului Național Liberal, o propune în Consiliul de Administrație pe doamna doctor în geologie Cristina și pe domnul economist Pădurean Selian Loala. Mulțumesc. O să trebuiască să faceți propuneri și pentru membrii supleanți care trebuie să îndeplinească același criterii. Vă rog, domnul consilier județean. Pentru cele două locuri de supleanți, propunem doamna doctor Hârțescu, doamna colega noastră și pe doamna director economic Gabriela Mitrea. De la Consiliul Județean, nu? De la Consiliul Județean. Mulțumesc. Vă rog pentru supleanți, dacă aveți propuneri. Da, domnul consilier, rog. Din partea grupului USR, propun pe domnul Ichim Cristian și pe domnul Iftimie Florentin. Pentru supleanță, da? Sau pentru principal? Da, amândoi sunt economiști, deci... Nu e problemă, nu reprezintă o problemă. Da. Doar sunt certificați dacă... sunteți în aceleași propuneri și cu Partidul Liberal, ca să spunem... Nu suntem în aceeași propuneri. Înseamnă că sunt membri titular. Membri titular, da. Vă rog să notați. Și da. Propuneți și membri supleanți. Atunci, n-am fost pregătit. Da, când vă las două minute să vă gândiți, ca să puteți să propuneți și membri supleanți. Mulțumesc. Deci, trebuie să fie două pachete. Am propus titular și supleanță. Titular și supleanță. Sau puteți să votați supleanții celuilor. Doar să fie... supleanții? Poți să citesc propunerile? Să citim propunerile ca să avem o situație clară, să știm ce dăm la vot? Bine. Vă rog, doamna secretar. Domnule președinte, vă mulțumesc mult. Au fost propuși următorii domni pentru membrii titulari din partea Partidului Social Democrat. Domnul doctor Dobreci Lucian și doamna Smarandache Roxana, pentru supleanți, doamna doctor Hârțescu Roxana și doamna director Gabriela Mitrea, din partea Partidului Liberal, doamna Cristea Tina și Pădureanu Stelian la titular, iar din partea USR, Ichim Cristian și Iftime Florentin la supleanți. Nu tot la titular, fără supleanți. Titular. Nu aveți propuneri pentru membrii supleanți. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Vreau să fac precizarea că noi, din partea Consiliului Județean, putem avea doar două propuneri. Știți foarte bine, deci mai mult de atât nu putem avea. Știți, da? Mulțumesc. Cine obține cele mai multe voturi se clasifică. Mulțumesc frumos. Domnul Fotache, o precizare. Vă rog să faceți pentru sală ca toată lumea să avem aceeași abordare. Deci s-a pus pe listă toți principali, da? Titular. La titular, am primit o întrebare din sală, dacă a votat cei doi titulari, că atât avem dreptul de vot, doi titulari, pe ceilalți, dacă i-a votat nu, sau nu a votat, apare într-un fel anume? Rezultatul votului este registrat pe fiecare titular, s-au votat pentru da, 20-32, și votarea este registrată pentru nu, 5-32, n-au răspuns, 7-32. Și așa este la fiecare... Am înțeles. Deci nu se anulează votul, nu e nicio problemă. Eu am la 4 opțiuni, dar eu vreau să votez decât două. Pun da la cele două, dacă nu pun la celelalte două, nimic. Asta nu trebuie să fie. Pentru că pe de vot scrie în format fizic, se anulează dacă pui da și nu. Așa este. Asta secretariatul ne-a stabilit. Cine are cele mai multe voturi? Doamna secretar, vreau să ați înțeles și eu.
discutăm. Adică votul e valabil și dacă pun da la cei pe care îi vreau și nu la cei dacă pe care... Dacă nu se calculează la vot, cu cuțitul care nu s-au dat, dacă se știe da sau nu, se calculează cel mai mult număr de da. Adică are importanță dacă ai privat și da și nu la unii pe care îi vrei, da și pe care nu îi vrei. Atenție, toată lumea trebuie să voteze. Da sau nu, la fiecare? Da sau nu, la fiecare? Și da și nu? Asta vreau să precizați, nu ați precizat la început. De exemplu, am votat 2 și la cei n-ați dat pus nimic. Asta înseamnă că nu e legă. Păi da, haideți să vorbim clar, ca să nu... Am pus întrebarea asta din sală, colegii mei au întrebat. Sunteți de acord să luăm votul, să ne facem, vă rog, un consilier de țară. Ah, da. Deci sunteți de acord? Da. Da, domnul ministru, vă rog. Dacă cineva votează la toată lumea cu da, votul este valid? Nu. Și cum verificăm? Deci trebuie să alegeți conform proiectului de hotărâre care v-a fost propus, trebuie să alegeți doi titulari. Doi titulari și doi supleanți. Înseamnă că buletinul de vot. E corect întrebarea. E corect întrebarea, domnul ministru. Auziți? Domnul Copec, haideți să vedem un pic. Dacă eu pot să votez de sus până jos, că și am dreptul să fac doar două voturi să dau. Nu e logic, dar cum îmi dau seama că cine a anulat votul? Păi n-am, că eu pot să crede, nu știu. Păi da, atunci facem în felul următor. Puneți pachetul de propuneri, nu puneți de sus până jos, câte două, câte două, câte două. Ca să fie treaba clară. Și atunci ne iese pe fiecare parte numărul de voturi pe pachet. Adică, în loc să apară șase titulari, numai un pic, în loc să apară șase titulari, apar doi. Doi, așa cum au fost făcute propunerile. Da, nu, da, nu. Și atunci nu mai există posibilitate de... Exact, e foarte corect. Păi nu-s bloc, nu-s bloc. Nu vă mai apare pe tabletă, eu n-am zis că sunt bloc. Numai un pic, haideți să vă înțelegem. Deci nu vă apare pe tabletă decât două nume din care apare da, nu, da, nu. Și votați ori da, ori nu. Și atunci respectăm și toate trebuie. Sau dacă facem și s-a venit clar că avem un singur bloc, punem la doi da și la celălalt spun. Dar aici nu avem posibilitatea, dacă unul greșește și pune 3 sau pune 4 de da, cum contabilizăm? Dacă nominal, o propunere din punct de vedere tehnic care potrivesc ar sta în picioare, ar fi următoare. Punem prima propunere. Da, nu. Vedem câte voturi de da are. Și facem o clasificare a numărului de voturi. Primele două opțiuni, în caz este balotaj, seria A. Astfel încât să rămână doar două opțiuni cu cele mai multe voturi. Din punct de vedere tehnic, atât putem ca să garantăm că este... Sunteți de acord? Da. Da. Sunteți de acord? Sunt de acord. Păi nu este chestia dacă punem pe câte unul. Dacă punem doar unul pe tabletă să votați așa cum am făcut, dar este chestia. Așa este. Poate fi invalidat. Nu mai face. Poate
Dar n-ai cum să mai intru, să verific. Deci atunci vă spun, pe fiecare parte și atunci la poveste. Da? Sunteți de acord? Da. Mai repetat câteva regulile, domnul Popescu. Deci o să deschidem câte o sesiune de vot pe fiecare propunere din cele 6 manifestate către dumneavoastră. Se va face fiecare vot, fiecare propunere câte voturi au obținut. Primele două propuneri care au cele mai multe voturi, dacă este situația când doar două au propuneri, considerăm că sunt, dacă sunteți de acord. În cazul în care sunt mai multe propuneri care au același număr de voturi, vom relua votul doar cu acele propuneri care au numărul balotaj. E ok? Din punct de vedere, repet, știți, n-ați înțeles informații, n-avem cu mult tipul, da? Pe o observație de făcut. Licența pentru această aplicație, știți foarte bine că a fost pe repede înainte, joi, vineri, SICAP, acționat. Avem sesiuni doar fragmentate la 50 de minute. În cazul în care am depășit acest timp, cu scuzele de rigoare, trebuie să reluăm ședința. Veți primi alt link ca să putem să fim, da? Cerem scuze. Vă rog. Consiliul Județean Bacău, Secretariatul Tehnic, procesul verbal numărul 17.844 din 10.11.2020, s-a constatat că au fost exprimate un număr de 32 de voturi din totalul de 37, la vot participând efectiv 32 de aleși. Votul s-a exercitat cu respectarea normelor privind asigurarea secretului acesteia și a procedurii, astfel cum a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 179 din 10.11.2020. În urma numărării voturilor a fost furnizat următorul rezultat. Domnul Dobreș Daniel Lucian, 21 de voturi pentru. Smarandache Roxana, 21 de voturi pentru. Cristea Tina Oana, 10 voturi pentru. Sădureanu Stelian Leonard, 10 voturi pentru. Ichim Cristian Paul, 6 voturi pentru. Iftime Florentin, 5 voturi pentru. La membrii supleanți, doamna Hărțescu Roxana Elena, 20 de voturi pentru. Și doamna Gabriela Mitrea, 20 de voturi pentru. Conform articolului 182 alineatul 4, raportat la articolul 139 alineatul 6 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile hotărârii Consiliului Județean numărul 179 din 2020, au fost desemnați reprezentanța în Consiliul Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Spitalul Județean de Urgență Bacău, următorii domni: domnul Dobreț Daniel Lucian, membru titular, doamna Smarandache Roxana, membru titular, doamna Hărțescu Roxana Elena, membru supleant, doamna Gabriela Mitrea, membru supleant. Mulțumesc frumos! Haideți să trecem la punctul 7 din ordinea de zi, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprie a județului Bacău pentru dezvoltarea infrastructurii învățământului special online în județul Bacău. Prezentați referatul pe scurt de prezentare. Pe scurt, vă rog, domnul director. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Județul Bacău, prin autoritatea sa deliberativă, Consiliul Județean Bacău, intenționează să depună în vederea obținerii finanțării proiectul cu titlul Dezvoltarea infrastructurii învățământului special online în Județul Bacău, cod SMIS 144940, prin programul operațional competitiv, axa prioritară 2, tehnologia informației și comunicațiilor TIC. În luna octombrie 2020 a fost aprobat ghidul solicitantului. Conform ghidului, solicitanții eligibili sunt autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza unității administrativ-teritoriale, care desfășoară activități didactice destinate elevilor. În cadrul acestui apel, județul Bacău intenționează să depună proiectul mai sus menționat, în scopul dotării cu echipamente IT, echipamente necesare elevilor și cadrelor didactice în procesul de învățare în mediul online, în următoarele 4 unități de învățământ special de stat. Școala gimnazială numărul 7, tip penitenciar Târgu Ocna, Școala gimnazială specială Maria Montessori, Centru școlar de educație inclusivă numărul 1 Bacău și Centru școlar de educație inclusivă numărul 2 Comănești.
Vor fi achiziționate în cadrul acestui proiect următoarele echipamente: 210 laptopuri, 4 sisteme all-in-one, un sistem desktop plus monitor, o cameră web, 19 camere web de tip videoconferință, 148 videoproiectoare, 131 de ecrane de protecție de tip trepied, 17 ecrane de protecție tip perete, 47 de table interactive, 41 rutere wireless și 487 de tablete cu internet inclus pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 2.334.176,67 lei, inclusiv TVA, din care contribuția proprie a județului Bacău este de 46.683,54 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului în valoare de 2%. De asemenea, se vor asigura de către județul Bacău sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, neprevăzute, ce pot apăra pe durata implementării proiectului, precum și toate resursele, financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării de contării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul director. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Mulțumesc! Deci, în unanimitate de voturi, s-a aprobat proiectul. Trecem la punctul numărul 8, din ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Aici, dacă vreți să facem o prezentare, să știți că este amplă, dar cred că fiecare din noastre a primit documentația, aș face în felul următor. Dacă sunt întrebări la acest proiect, să le adresați acum și ulterior o să vă răspundă doamna director general la CRAB sau doamna director general la CRAB, dacă o să răspundă. Mulțumesc frumos! Dacă sunt întrebări sau precizări la acest punct, vă rog. Dacă lucrurile sunt clare, atunci să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Mulțumesc frumos! În abilitate de voturi a fost aprobat. La punctul numărul 9, la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor de investiții aferente, Consiliul Județean și a participării Consiliului Județean în cofinanțare, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014. Supunem, dacă la punctul 9 sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Dacă sunt întrebări, doamna director. Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc, în unanimitate de voturi a fost aprobat. La punctul numărul 10 din ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifurilor conform rezultatelor analiză cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului CJ să susțină să voteze în adunarea generală a Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului de anual de evoluție a tarifurilor. Cine este pentru? Întrebări, vă rog. Stați un pic. Întrebări, dacă aveți la acest proiect de hotărâre. Atunci să spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc. A fost adoptat în unanimitate. La punctul numărul 11 din ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziție a proiectului proiect de regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău
În perioada 2014-2020, în suprafață a terenului, în suprafață de 1900 de metri pătrați pentru construcția unei noi stații de pompare într-un amplasament nou, SPE-1, de pe aducțiunea Bacău Sud. Dacă sunt întrebări la acest proiect, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. În unanimitate de voturi și acest proiect a fost adoptat. Eu vă mulțumesc tare mult pentru operativitatea, mai ales pentru cele 4 proiecte ce privesc dezvoltarea județului Bacău. O să vă rog, ca și consilier județeni, indiferent din ce parte și felului politic, să facem, n-aș spune presiuni, să urgentăm un pic acolo unde avem primari care nu au dat drumul la aceste hotărâri, care sunt extrem de importante. Sunt, repet, dacă vreți să vă citesc ce unități administrative sunt prinse în proiect, vă pot da citire ca să avem, deși ați primit și documentația. Vă rog să-mi spuneți, dacă vreți să știți, Bacăul primul, noi am făcut tot în regim de urgență, tot pentru rapiditate, am aprobat Consiliul Director compus din mine, la ADIC, din mine, domnul primar Viziteu, domnul primar Valentin Vieru, în AGA, mă refer la vot, domnul primar Valentin Vieru, domnul primar Manea Valentin și și atât, cred. Da, și Cristi Ciubotaru pe Târgu Omul. Rostul sau modul cum s-au, ne-am ales în AGA a contat mult valoarea investiției și am încercat să avem din toate părțile, tocmai ca să urgentăm, adică din două care parte și pe politic, tocmai ca să urgentăm aceste proiecte, mai ales că noi suntem presați de timp ca până pe data de 15 să le încărcăm. Greșesc, doamna director Geam, până pe data de 15 să încărcăm toată documentația. Tot ce înseamnă hotărâre pe care astăzi am votat-o și care și consilierii locali au, consilierii locali și UAT-ul, Consiliul Local, trebuie să le voteze, trebuie să încadreze în această perioadă. Noi să încercăm și prin aparatul de specialitate, dar și prin directorul Ratrap să tot pistolăm ca și consiliile locale de la nivelul județului să elibereze aceste hotărâri de Consiliul Local. Acolo unde sunt probleme, o să vă rog să mă ajutați, tocmai pentru a încărca acest proiect și a-l semna, sperăm, la sfârșitul lunii acesteia. Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu aș declara și din ziua închisă. Vă rog, doamna director, dacă vreți să completați. Vă rog. Deci, în afară de hotărârile, cele 41 de hotărâri de consilii locale beneficiare de investiții, vineri ar trebui să aibă loc și o ședință a GADIR, în cadrul căreia se vor aprova din nou aceste proiecte, deci inclusiv hotărârile a GADIR ne trebuiesc pentru a putea fi încărcate în MySmith. Spun acest lucru pentru că în urma discuțiilor care le-am avut cu domnul director, director general de la ADIP, înțeleg că votul electronic este așteptat în data de 13, probabil că undeva până la ora 20, tocmai din motivul că sunt consilii locale care au ședințe programate până târziu. Și acest lucru vreau să-l punctez, este important ca pe lângă hotărârile de consilii locale pe care le transmiteți către noi și către ADIP, să transmiteți și votul electronic către ADIP. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul director! Dacă nu, dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închisă ședința și vă mulțumesc pentru răbdarea.